Poate că mi-a luat prea mult timp să mă înțeleg. De atâția ani din suflet în suflet alerg. Dar nu e vina voastră că aveți o viață limitată și că sunteți statici ca natura moartă. Naturalețea din gândirea lui m-a chemat. M-a ascultat când țipam, iar apoi m-am îngâiat. Poate de asta el e singur și totuși râde. Se plimbă ca un urlet printre timpane surde. Am stat ascuns o vreme, de unde atâta bunătate? Când toți mergeați înainte și-l uitați în spate. Iar într-o zi a căzut în propriile lacrimi necat. Nu am suportat să-l văd, așa că l-am ridicat. I-am întors favorul, mă simțeam dator. Deși eram captiv în mintea unui muritor. Eu puteam să scap, să fiu din nou liber. Însă am decis că acest copil trebuie să fie lider. Răpus de sentimente, le-am amputat pe toate. Nu ai nevoie de ele, deci mai departe m-a aprobat. A început căutarea viselor, când alții vreau să simtă doar mirosul banilor. Nu ai nevoie nici de ei, doar strictul necesar. Să nu stăm pe loc, că pierdem timpul în zadar. 2 ani de zile l-am privit în fiecare moment. Începea să simtă natura fără niciun sentiment. Așa frumos ninge, zeița de argint plânge, iar închisă de creator. În propriul lui altar las-o să plângă, mi-a spus asta rânjind. Îi plăcea tot mai mult să admire fluturi de argint. Maturizarea e un proces de fast impus forțat. Acest om m-a uimit, repede a avansat. De la nivelul unui pământean orbit de sclipire, la iubitorul mediului ucis de falsa iubire. We'll be right back.